Și bine v-am regăsit astăzi la un nou vlog de sărbătoare, unul în care împachetăm cadouri. În cazul în care nu știți pe unde sunt și ce se întâmplă aici în spatele meu, sunt la subsol, pentru că aici am făcut un setup, un fel de atelierul lui Moș Crăciun. Până anul trecut căram toate cutiile astea, toate chestiile de decorat, sus acolo și făceam pe insula din bucătărie. Anul ăsta că nu mai vreau să creez nebunia asta, plus că sunt la lucru, nu pot niciodată să termin împachetatul cadourilor într-o zi. Încă aștept să vină câteva, pentru că m-am trezit destul de târziu anul ăsta să le comand. De ani de zile încerc să încep shoppingul ăsta, dacă nu mai devreme prin octombrie, măcar de lungul anului să tot iau chestii când le văd. Tot asta zic și niciodată nu le fac și ajung să mă frustrez în perioada asta, pentru că îmi place, v-am spus în clipul cu cadouri, că vreau să fie frumos gândite și atunci mă agi pe ultima sută de metri să vin cu cele mai frumoase idei, să ajungă la timp, să apuc să le împachetez și așa mai departe. Și anul ăsta s-a întâmplat exact același lucru, așa că e 12 decembrie și abia azi mă pun să le împachetez. Și nu numai că abia azi mă apuc, dar nu sunt toate aici. Și vezi că nu mai car toate lucrurile astea cu mine, să fie etajul de sus cu fundul în sus, de fiecare dată când vine de la lucru să mă enervez că e mizerie, și am zis că le păstrăm pe toate aici. Nu e lumină frumoasă, nu e decor frumos, nu e setup de sărbătoare, nu e absolut nimic, dar aici vom împacheta cadouri anul acesta. Am cumpărat o masă din asta de plastic de la Casco, pe care o pui afară dacă ai petreceri. E cam joasă, nu știu exact cum voi lucra la ea, nu m-am gândit la aspectul ăsta când am luat-o, John a luat-o. Dar vedem ce și cum facem. Aici am organizat toate chestiile de împachetat, imediat întorc camera și vă arăt ce și cum. Așa cum vă spuneam, nu sunt toate aici, toate cadourile, dar vreau să vă arăt ce e în cadouri de obicei. Și asta pentru că la noi sub pom o să vedeți probabil 10 de cutii. Și sunt cadouri de la mine pentru John, de la John pentru mine, de la noi pentru maică sau de la noi pentru taică-su, de la noi pentru ambii părinți, de la noi pentru fratele lui, de la noi pentru cumnata lui. Și așa o combinație de 5 toate câte 4. De aia o să vedeți multe cutii. Pe lângă faptul că o să vedeți multe cutii, noi împachetăm totul separat. Dacă i-am cumpărat la John, de exemplu, acum nu, oricum nu mă înțelege, i-am cumpărat o pereche de Adidas, un tricou și niște șosete. Șosetele o să le pun probabil în șosetuța lui de Crăciun, să-i le dau puțin mai repede, și pantofii vor fi împachetați separat, la fel și tricoul. Nu sunt chestii scumpe, le-am găsit la Black Friday cu $40, cred că au fost pantofii și vreo 15 tricou, deci nu sunt chestii de mega firmă, nu sunt nimic. De exemplu, aici lângă mine am un coș cu bunătăți, vă arăt imediat, bere, ce mai avem, cafea, lucruri de genul acesta. Mă rog, sunt și câteva lucruri mai scumpe, evident, dar să nu vă închipuiți că cheltuim nu știu câte mii de dolari pe cadouri sau ceva de genul ăsta, nu. Doar le împachetăm separat, pentru că asta e parte din ceea ce facem noi în ziua de Crăciun. După ce mâncăm, ne punem jos și ne dăm cadouri, fiecare deschide câte unul, într-o anumită ordine. Până la urmă e parte din tradiție și din ceea ce facem noi în ziua de Crăciun. Deci nu văd de ce ai ambalat tot într-o cutie. Când practic asta e și frumusețea oferirii de cadou și primirii de cadou, să te bucuri de fiecare în parte. Deci de-aia o să vedeți multe cutii, nu pentru că suntem milionari, nu pentru că cheltuim zeci de mii, până la urmă și voi puteți cheltui 300 de lei de persoană și să le împachetați în diferite cutii și să pare că sunt super multe. Am vrut doar să clarific asta, pentru că mereu sunt întrebată: wow, toate cadourile sunt pentru tine sau pentru tine și John? Nu sunt toate pentru noi, și sunt pentru, încă 4 alte persoane. Dar cam asta am vrut să clarific înainte. Iau camera, vă arăt ce facem. De asemenea, încă o precizare, clipul ăsta se va întinde pe mai multe zile. Adică o să mă vedeți cu un păr diferit, o să mă vedeți cu o haină diferită, o să mă vedeți la ore diferite de zi, pentru că voi veni aici și vă voi arăta pe parcurs ce și cum facem. Mă rog, nu până la capăt, pentru că probabil ultimele cadouri o să le primesc în poștă, nu știu, probabil cu câteva zile înainte de Crăciun și va trebui să împachetez câteva și acolo. Însă, dacă mă urmăriți pe Instagram, o să vedeți acolo varianta finală. Mi-am adus aici o cană de vin fiert, numai ce am făcut. Am filmat un clip cu cocktailuri, care probabil va fi apărut până la momentul ăsta. Întorc camera și vă arăt imediat cum mi-am organizat totul aici, pe partea de împacheta cadouri. Un alt hobby, un alt aspect care îmi place foarte mult și în care pun suflet, pentru că, repet, e parte din experiență. Anul ăsta am cumpărat mai multe cutii, pentru că vreau să
pun în cadouri mai multe cutii, le vedeți pe aici, prin spate, și mai puțină hârtie de împachetat. Și anul ăsta am început să avem serviciu de reciclat și am înțeles, am învățat că nu poți recicla hârtie cu sclipici. Deci am cumpărat una singură și în rest am încercat să mă orientez pe hârtie de împachetat care e reciclabilă. Asta am vrut să vă spun. De asemenea, am vrut să vă spun faptul că noi refolosim multe din decorațiuni, multe din cutii. De exemplu, dacă John îmi pune cadourile în astea 3 cutii, le voi avea și la anul. Ori pentru noi, să ne dăm cadouri în ele, ori să le dăm cuiva din familie, care la rândul lor de obicei ni le duc înapoi și e așa un schimb de cutii. Asta am vrut să vă mai menționez și da, haideți să întorc camera și vedem cum am organizat toate lucrurile de pe aici. Am pus aici cutiile pe care le-am cumpărat anul acesta și în care voi pune cadourile ale noastre și ale oamenilor din familie și, mă rog, celor care vor primi aceste cadouri. Aici sunt cadourile, parte din ele, așa cum spuneam, Adidas și un tricou în cutia aia, mâncare, de exemplu am găsit un maple, un sirop de arțar care ne place mult și l-am luat cadou și părinților lui John și fratelui lui, pentru că ei n-au membership la magazinul ăsta unde mergem noi. Aici o să facem un basket cu multe, multe lucrușoare delicioase. Pentru părinții lui John, bere, mingi de golf pentru John, tot felul de tool-uri pe care John le-a luat pentru fratesu, sticle de vin, măști de păr și mai multă bere. Vă spuneam acum că le-am cumpărat la mama lui John un headset din ăla pentru a vorbi la telefon, v-am spus în clipul cu cadouri. Tata lui John a primit telefon nou și i-a luat John tot felul de accesorii. Nu sunt cadouri majore, ochelari de soare, o lumânare, niște cârnați, un șampon de păr, deci nu sunt chestii, nu sunt iPhone-uri, nu sunt televizoare, nu e nimic extrem de scump, aici sunt pantofii lui John și tricou de care v-am spus, dar cam atât. Astea sunt cadourile pe care le-am de împachetat momentan și toate astea, vedeți și voi ce puține par, adică aici și, mă rog, mai multe din astea sticle de bere, nu alte chestii, vor părea foarte multe sub pom, dar când, după ce despachetăm, o să plecăm fiecare cu o plăsuță de cadouri. Acolo în cutiile la două, zice John, în astea de aici, zice John că sunt cadourile mele și n-am voie să mă uit la ele. Dar da, să știți că mi-am luat la John mai mult de atât, doar că nu sunt încă venite pentru că v-am spus, m-am trezit târziu. Dar așa, astea sunt cadourile. Acum, parte de împachetat. Am aici în punguța asta tot felul de pungi, în cazul în care, de exemplu, asta am luat-o anul ăsta și îmi place mult. Merry Christmas verde, am încercat să le păstrez cu tema în minte. Am luat și asta albastră pentru că mi-a plăcut, deși nu am făcut albastru cu auriu. Foarte frumoasă e și asta. Asta am luat-o pentru că am văzut că am 2-3 cutii în tema asta și am luat și o pungă. E singura pungă cu sclipici, cred, am încercat să le țin. Și restul sunt din alți ani. Din alți ani, de exemplu, astea sunt cele pe care le-am primit de la părinții lui John și le-am păstrat. Și la fel am, mă rog, pe diferite dimensiuni în funcție de ce am nevoie. Dar sunt de toate felurile din toți anii în care ne-am tot dat cadouri și le-am păstrat. Dacă sunt în stare bună, le păstrez și le dăm la anul altor membri din familie, prietenilor și așa mai departe. Aici am luat cutii, n-am mai cumpărat anul ăsta cutii, pentru că aveam multe din alți ani. Sunt cutii micuțe din carton simple pe care le poți împacheta. De exemplu, pe asta nu le pot ambala așa simple cum sunt și le voi pune probabil într-o cutie să fie mai simplu de împachetat. Sunt cutii de toate dimensiunile, repet, albe, simple. Aici sunt panglici mari.
panglici, iară, din toate tipurile, multe cu sclipici, pentru că în anii anteriori, și acum sunt mega fan de sclipici, nu mi-a trecut, doar că ne-am luat. Anul ăsta am luat-o pe asta, care are o idee de sclipici, dar mi-a plăcut foarte mult ideea de hambar și de aia am luat-o. În rest, nimic de aici, nu cred că e nou. Tiul ăsta l-am luat pentru ușă și l-am pus acum aici pentru că nu-l voi folosi altundeva. Și astea sunt panglicile mari. Cutii, aici am panglici din astea micuțe. Pentru prins, n-am mai folosit de mulți ani, am trecut că am folosit câteva din fundițele astea, dar le-am pus aici pe culori. Am aici aurii, rose gold, în astea sunt albe și argintii, roșii și verzi, și atât. Dar nu le prea folosesc, foarte rar în ultima vreme, pentru că nu e stilul meu de împachetat așa de mult. Hârtie de împachetat, multe, pe astea le avem de 5-6 ani de zile. Rolurile alea și aici am cumpărat hârtie din aia pe care pui atunci când faci un coșuleț sau când vrei să pui la baza cutiei să nu se zdrângăne lucrurile prea mult. Am încercat să le pun iară pe culori, tot ce e roșu, carouri e aici, iar în cutia asta mare sunt astea mai craft, așa, pentru că astea sunt mai mult stilul meu de acum. De exemplu, asta am luat acum 3 ani și merge bine de tot cu ce temă avem anul ăsta. Ce am luat anul ăsta? Anul ăsta am luat-o pe asta din craft. E simplă, maro. Și asta e singura cu sclipici, pentru că mi-a plăcut foarte mult și e verde cu pomișori aurii. Asta e de anul ăsta. Asta e iar... Nu, asta e de anul trecut. Asta e de anul ăsta. Cu brăduți verzi simpli. Unele nu sunt deschise pentru că nu le-am folosit. La fel și asta e de anul ăsta. Am încercat să le păstrez în temă. Și mă rog, tot ce vedeți desfăcut e în principiu, evident, din alți ani. Asta e albastră. Asta e albastră cu fulgi de nea. Asta v-am arătat-o. Alta cu Moș Crăciun. Asta e hârtia de împachetat. Și aici mai am să vă arăt diferite lucrușoare, pentru că așa cum spuneam, îmi place mult să decorez și cadourile, nu numai casa. Tot felul de panglici de dimensiuni mult mai mici acolo. Astea sunt cele începute din rolurile pe care le-am avut și n-am vrut să le arunc. Sunt forme și lungimi diverse. Aici avem tot felul de taguri pentru cadouri, etichete din lemn. După aia, în 2 ani la rând, am făcut hârtii din astea personalizate cu pozele noastre de la nuntă. Astea sunt din lemn pe care le poți scrie, pe care le poți personaliza, poți scrie ce vrei pe ele cu un creion special. Uitați-vă, văd. Astea le-am făcut acum 2-3 ani pentru fratele lui John, că ei au Shiba și am făcut astea la comandă pe Zezel. Astea sunt câteva din cele cu noi pentru părinții lui John. Dar vedeți, ei ni le-au dat înapoi și noi o să le punem iară pe cadouri, ațe, taguri și aici sunt tot felul de Christmas tags. O să mă concentrez mai mult pe chestii din lemn anul ăsta. Aici avem tot felul de săculeți pe care le-am primit de la mama lui John în principiu, ea ne tot dă săculeți din ăștia. Și îi păstrăm și probabil multe din cadouri vor fi în săculeții ăia. Aici am câteva felicitări, dar nu prea le folosim, comandăm separat. Și aici tot etichete, tot s-au strâns din anii de dinainte. Și în cutiuța asta am, le numesc eu gift toppers, present toppers. Tot felul de topping-uri, sună tâmpit, dar tot felul de lucrușoare, detalii pe care le poți adăuga pe pachete. Vedeți, steluțe, reni, căprioare, ce mai avem pe aici? Din tot, unii sunt folosiți și le voi refolosi, trebuie să văd cum să le relipesc. Anul ăsta am cumpărat hambarul ăsta roșu din lemn. Sunt curioasă cum va arăta pe cadouri. Dar astea sunt tot felul de lucrușoare micuțe pe care le folosesc pentru a decora. Pentru a decora cadoul. Am luat și bastonate din astea candy canes pentru cadourile mai mari. Și cam da, cam astea sunt lucrurile de împachetat. Și ne putem pune la treabă.
Pentru sticlele de vin, uneori iau cutiile astea speciale pentru sticle de vin, dar de obicei eu dau în bară și mărimile sticlelor sunt de obicei mai mari decât, decât sunt cutiile. Acum mă uitam, astea sunt 4 sticle de vin pe care le-am luat pentru mama lui John. 2 sunt, 1 e din Michigan cu siguranță, 1 e din Germania, sunt Rieslinguri. Asta e vinul ei preferat. Kendall Jackson, parcă e din California, dar nu vreau să, să mint. Da, California e ăsta. California, Germania, Michigan și ăsta e din, tot din Germania. Pe 2 americane, 2 europene, unul din Michigan, unul din California. Acum mă uitam care încape și astea le țin simple. Sunt sticle de vin, nu încerc să mă complic mai mult decât e cazul și hai să văd care intră în care. Am reușit să termin sticlele de vin. 2 au încăput aici, cele de import, și au deja etichetă, așa că n-am scris decât to mom from John and Ellie. În cazul în care vă întrebați, lumea, așa, prințul John, adică nu lumea, așa îmi spune Ellie, pentru că e mai ușor de pronunțat decât Alina și decât să aud Olina, mai bine prefer Ellie, so... inclusiv mama îmi spunea Ali, acasă așa îmi spun oamenii foarte apropiat, mă strigă Ali, nu Alina. Așa că nu m-am zis că e ok să trecem și la varianta americană a numelui meu. Dar da, ambele sticle sunt, mă rog, cele 2 sticle sunt aici. Cu tagurile de rigoare. Și n-am găsit pentru celelalte 2 sticle. Astea au fost singurele plase de vin pe care le aveam. Vedeți, sunt puțin OCD pentru că, na, știți că îmi place să mă uit și la estetică și astea n-au nicio treabă cu tema pe care o facem. Dar am încercat să le pun alb, să le fac puțin mai neutre. Asta a primit... tissue paper din ăsta, am pus tagul ăsta aici, asta le-am cumpărat anul ăsta. Tis the season to be merry, la fel, to mom from John and Ellie. Iar pentru asta am ales varianta de lemn. With love from John and Ellie, tot așa simplu și cu tissue paper. Și acum, pentru că vreau să mă asigur că țin minte care cum, le duc sus și le pun sub pom. Și în fiecare om care primește cadou de la noi are colțul lui. Pentru că la un moment dat voi vrea să găsesc ordinea, atât ce le am pe toate, în ce ordine le vor deschide. Și așa că numai bine astea. Astea e clar ce e în ele, nu trebuie să-mi notez. Pe restul însă îmi voi pune un post-it din ăla, un sticker, pentru că nu vreau să uit ce e în ele, pentru că mai apoi să mă pot decide care va fi ordinea finală în care le voi oferi. Am revenit, v-am spus clipul ăsta nu o să fie filmat într-una, m-am spălat pe cap, azi e joi. Joi, nu? 17 decembrie, deci nu mai știu când am filmat primele pachete pe care, parcă sâmbătă. Și de sâmbătă n-am apucat să fac nimic. Când am apucat să mai ajung să editez, să fac nimica, am fost tot pe fugă, tot la lucru. La lucru sunt foarte, foarte busy, pentru că de ce nu în perioada asta să fiu foarte busy, că altceva n-am de făcut. Și da, n-am apucat să mai pachetez cadouri, deci revenim astăzi. Nu mă întind cu vorbele, nu vreau să fie un daily vlog, că să te strid în pacheta cadouri. Deci o să încep cu niște pachete mici. Ce fac eu, care e procesul meu când pachetez cadouri, cum aleg, ce fac și așa mai departe. Haideți să văd ce aleg să-mi pachetez și vă arăt exact și cum fac asta. Mi-e pus aici vlogul Ștefanei. Îmi place foarte mult de ea, în cazul în care nu știți, vă las canalul în descriere. Am ales primele lucruri pe care vreau să le împachetez. Sunt, așa, avem un prosop pe care l-am luat din Wisconsin, special de Halloween, Home of the Wicked Witch and Her Little Monsters. Asta e pentru cumnata mea. Ea e foarte mare fan Halloween. E sărbătoarea ei preferată și pentru soacră mea. Am primit prosoapele astea de la firma Coyuchi, care e un brand super fain de chestii de pat, prosoape din state. Noi lucrăm cu o companie la lucru și Coyuchi sunt clienții lor și am primit cadouri de la alții care sunt clienții lor, așa cum suntem și noi și îmi plac foarte mult. Am primit 6 din astea, apoi n-am ce să fac cu 6 prosoape de bucătărie și sunt foarte frumoase din material foarte de calitate și le dau lui soacră mea 2, că repet, n-am ce să fac cu atâtea. După care, ochelari de soare pentru socrul meu. I-a văzut la John, i-au plăcut foarte mult și i-am cumpărat și lui. Și pentru John, mingi de golf. Pentru că el tot timpul merge la golf, le pierde, tot timpul are nevoie de mingi de golf și iau din astea. Nu-i pretențios la capitolul ăsta, iau din astea simple de la Casco. Sunt ieftine. Cred că au fost 25 astea. Astea 2 vor fi împachetate exact așa cum sunt. În hârtie de împachetat, nu trebuie să le pun în cutii. Cutiile sunt frumoase și simplu de împachetat. Evident că pe asta trebuie să le pun niște cutii, că altfel m-aș chinui să le pun
în hârtie ore întregi. Și ce fac? Mă duc la treaba asta, mă duc să văd ce cutie îmi trebuie și mi-iau o cutie din asta simplă, albă, le pun acolo și după aia le împachetez mult mai ușor, vă arăt imediat. Cam așa le pun. Le acopăr, așa am pus și prosopul în asta. Îmi place să combin dimensiunile de cutii, să folosesc unele mai mari, unele mai mici, unele mai subțiri, unele mai groase, arată și mai frumos când le împachetez să fie diverse și e mai interesant și când le desfaci. Bun, mergem să căutăm, să vedem ce hârtie de împachetat folosim. Cred că le aleg pe astea 4. Vreau să facem una craft simplu cu ferii de portocală. În mod normal m-aș limita la 2-3, să fie toate frumoase sub pom și aceeași culoare, dar nu-mi place, vreau să... îmi plac prea multe stiluri și vreau să încerc prea multe chestii, deci nu o să fie foarte similar decorul cadourilor. O să fie relativ în aceeași temă, vedeți voi culorile pe care încerc să le folosesc, dar nu pot să decorez doar într-un anumit stil pentru că am chef să încerc mai multe chestii. Haideți să vă arăt cum împachetez pachetele în cutii. Hai că l-am adus pe John să vă arate că el m-a învățat. 2/3 up the side. Deci 2/3 se acoperă aproape până sus, nu chiar până sus. Be more than half. Mai mult de jumătate. Okay. Same thing on that side, right? It'll be the same thing over here, yes, but I want to get the length first. Okay. So we're going up to this edge. Mm-hmm. So it's going to one. Flip. Two. Flip, and now that edge is here. Give yourself a little extra and cut. Oh, I thought you'd have to do it 3 times. You just have to get that edge over. Did you do it 2 times or 3 times? One edge, two edge. Okay. Three edge. Oh, I pulled this lip up first. Got it. This is my edge. So following one. This edge. Yep. Two. Okay, so you don't need that. That edge. Okay. And then you give yourself maybe 1/4 to 1/2 inch extra. Okay, deci încă un centimetru, jumate, un centimetru. Just and approximate what you have over here. Cât lăsați pe partea aia, să vezi pe partea asta. We'll fold that. Same thing. În așa fel folosiți cât mai puțină hârtie. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to... Bun, asta e varianta finală. John e mult mai bun la împachetat la partea asta decât sunt eu. You're much better at this than I am. Eu sunt mai bună la ornat și alte lucruri de genul ăsta. Dacă am așa împachetez, cam așa calculăm distanțele. Încă o dată, John m-a învățat acum ani de zile cum să împachetez și ce să fac. Pun și hârtie de împachetat pe astea 3 restul și după aceea ne jucăm și vedem exact cum le decorăm și cum le accesorizăm. Arată astea 4 pe care aproape că le-am terminat. Vedeți, încerc să le țin relativ într-o, nu neapărat temă, dar să fie totuși similare. Am încercat să nu pun sclipici pe foarte mult, deși cred că o să am și o hârtie cu sclipici, dar eu zic că arată bine. Am folosit câteva din crenguțele care mi-au rămas, câteva din portocalele uscate, foarte multă sfoară, materiale de genul acesta. Singurul lucru pe care mai l-am de făcut este să iau niște etichete, pentru că am făcut greșeala într-un an, mă pun să împachetez o tonă de cadouri și nu mai știam care a cui îi. Mi-a luat ceva să-mi dau seama, noroc că mai făceam, cred că pozam pentru Instagram sau făceam ceva story și mi-am amintit cam ce am pus în fiecare. Vă dați seama că n-aș fi avut chef să desfac 20 de pachete să văd ce am pus, că nu mai țin minte. Dar da, asta e ultimul pas, mergem să vedem ce alte briz-brizuri și alte chestii putem pune pe ele să le facem și mai pretty, dar eu zic că sunt drăguțe. Trecem la cutii
la coșulețe, un alt lucru care mi-e place să împachetez foarte mult și în fiecare an, dacă m-ați urmărit și anul trecut, facem tot felul de coșulețe, mai ales pentru părinții lui John. Ei nu-și cumpără neapărat chestii de genul pe care le-am cumpărat noi aici. Am cumpărat diferite tipuri de cafea faină, de Jack Daniels. Mie îmi plac foarte multe, mă rog, pe vremea când mâncam lactate în mod regulat, îmi plăceau foarte mult chipsurile astea din brânză. Le-am luat popcorn cu gust de bourbon crunch, siropul pentru cafea, pretzels, un salam, niște nuci, bomboane, chestii astea pe care probabil nu și le cumpără, nu și le cumpără singur și facem un coșuleț. Coșulețul ăsta l-am luat de la World Market și venea direct cu acest kit. Deci îți dă direct celofan, etichetă, umplutura să o pui aici, e totul cum trebuie, numai că am vrut eu să cumpăr lucrurile pe care le punem. Găsiți o tonă de coșulețe gata făcute, numai să le cumper, dar mi s-a părut parte din cadou să și aleg ce vine în coșuleț, ce punem și ce facem. Și vedem exact cum poziționez toate produsele astea aici în coș. Așa le-am poziționat pe aici, încerc să le fac să se vadă toate, dar oricum ei îl deschid și se uită. Mai avem o cutiuță pe care am luat-o cu tot felul de nuci, dar asta cred că e și frumos ambalată, așa am și luat-o. O să o dau într-o altă pungă, facem imediat treaba asta. Cred că atât pun în coșulețul ăsta, nu prea îmi place cum arată sosurile astea, siropurile de cafea. Dar nu știu, văd eu cum le mai aranjez, le pun în staniol și în celofan și vedem cum arată. Asta e varianta finală. I-am pus un șnur din ăsta cu verde și roșu și culoarea asta craft. Plus o etichetă din asta mare pe care scrie Merry Christmas. Și eu zic că arată bine și e făcut așa cu suflet de noi, cu ce am crezut noi că o să le placă lor și sper să se bucure de toate lucrurile pe care le-am pus aici. Că am mai spus în alte clipuri că ei merg des drumul ăsta Florida, Michigan și înapoi. Au și unde să le folosească. Bun, e 11 seara, m-am cam întins până m-am hotărât, până mi-intru într-un ritm. Cred că o să mă las de meserie în seara asta. O să pun obiectele pe care le am, fie în cutii, fie în cutia în care vreau să meargă. Pentru că mâine să știu exact care, în ce treabă e împachetată. Fie că e în cutie, fie că e în pungă, după care voi continua mâine cu împachetatul. Sper să termin ce am weekendul acesta. Anul ăsta, din păcate, și eu am comandat mai mult decât o fac online și nu știu câte din pachete să-mi ajungă, pentru că poșta americană e îngropată în pachete și multe companii mi-au scris că sunt pachetele în întârziere. Le-am pus din timp, teoretic, m-am uitat pe site, m-am asigurat că timpul e suficient. Pe unele le-am comandat din a treia săptămână, a doua săptămână din noiembrie și încă n-au ajuns și încă nu cred că o să ajungă multe din, mai ales nerea lui John, nu o să ajungă multe de Crăciun. O să fiu inventiv, o să pun niște bilețele, niște cutii și când ori veni, asta e. Nu e cea mai mare problemă, doar că sunt șocată de cât de îngropați sunt. În fiecare an e nebunie în preajma sărbătorilor, dar anul ăsta cum foarte multă lume nu merge în magazine, sau unele sunt închise, sau nu le poți comanda, multă lume evident comandă online și Asta se întâmplă. Anyway, o să sper că o să reușesc să termin ce am cumpărat weekendul acesta, să împachetez și ce mai apare așa pe parcurs, las aici atelierul lui Moș Crăciun pregătit și când o fi să fie, mă pun și împachetez. Anyway, vă las, ne auzim în câteva secunde pentru voi, că eu acum mă duc să mă culc. Bine ați venit înapoi în atelierul lui Moș Crăciun. Asta a făcut John aici până eu am filmat, am pachetat câteva din pachete. Majoritatea de ei sunt pentru mine, dar na, eu nu știu ce e în ele, doar va trebui să le decorez. Câteva sunt pentru părinți și acolo sub am pregătit cele care sunt gata de ambalat. Eu am vrut doar să văd, le pun în cutie, le pun în pungă, în ce le pun. Și după ce mă hotărăsc exact în ce vin și aproape toate cadourile sunt puse în cutiile unde ar trebui să meargă sau în pungă, mai trebuie doar să fac final touches, să pun etichete și să mă asigur că totul e ok. Și mă rog, berea asta trebuie să văd unde o pun, dar în principiu majoritatea cadourilor sunt puse. Acum, arte din astea sunt pentru mine, deci repet, nu știu ce sunt, dar va trebui să fiu cea care le decorează în exterior. Gen, m-a întrebat ce hârtie să folosească, i-am dat 3 pentru mine. Astea singurele cu glitter pe care le-am luat anul ăsta sunt astea. Bun, și acum mă pun să le decorez.
Dacă nu sunteți fan hârtie de împachetat, variante cele mai simple sunt cutiile. Nu pot să zic acum că se sunt ale mele, dar e cea mai simplă metodă de a le ambala frumos festiv. Puteți pune înăuntru ori hârtie din asta, tissue paper, să înveliți lucrurile în ce este. Nu trebuie să fie mare brânză. Dacă luați o cutie frumoasă, asta e tot ce aveți nevoie. Pun etichete și le duc sus. Am adus câteva din ele aici sus și am început să le pun pe secțiuni, care sunt pentru părinții lui John, pentru mine și John aici, pentru că atunci când vin să fim organizați, să nu tragem de sub pom. Acolo sub pom merg al lui Eric și Sam, că cu ei ne vedem ultimii. Mama lui John acolo în colț, mă rog, nu sunt toate, astea sunt doar câteva pe care am reușit să le aduc. Dar vedeți și voi ce, acum am încercat să le decorez, unele sunt în cutii, unele n-au decât sfoară și o crenguță, altele au niște steluțe și panglică. Ăsta îmi place foarte mult, cum ai și cu hârtie craft și panglică din catifea, plus un ren din lemn și ăla din spate iar ieși foarte bine cu hârtie craft, portocale, sfoară și două steluțe plus un truck din ăla de lipit acolo. Cam așa arată acum. Voi, din păcate, nu o să vedeți în clipul ăsta toate terminate, pentru că nu am timp. Azi e vineri seara, noaptea, și trebuie să mă apuc să le editez, pentru că trebuie să apară duminică și n-am suficient timp. Așa că o să vedeți o parte din ele, plus ce terminăm mâine, și probabil în clipul din ajun o să vedeți cum au arătat toate împreună. Trebuia să mă organizez mai bine cu clipul ăsta, dar atât am reușit. O nouă zi, sper ultima în care mă chinui cu treaba asta. John a fost foarte drăguț și cât am fost eu plecată, am pachetat toate pentru părinții lui John, mama lui, tata lui, Eric și Sam. Nu toate sunt aici, dar v-am zis. What are you doing? You want to say hi? Bellies. Urmează să le ambalez, mă rog, John a fost drăguț să le pună în hârtie și urmează să le finisez cu etichetă și alte cele și asta e tot. După care le duc sus, le aranjez sub braț și închei clipul pentru că trebuie să le editez să apară mâine. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, but falling in love. Each day we're together.
Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our heart. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true this part of the year. Something in store for us. We're falling in love. Am strâns nebunia de aici. Toate sunt reorganizate frumos cu ce a rămas pentru a avea, dacă apar, restul cadourilor. Mai sunt câteva cutii care sunt pe drum, dar trebuie să aspir pentru că e numai sclipit și nu vreau să mănânce Dexter, sunt tot felul de bucățele. Dar în rest am rearanjat totul. Masa de lucru e și ea plină de sclipici, dar am luat, aproape că am folosit toate portocalele, mai am doar puține. Văd eu la ce le folosesc. Ăsta e ultimul cadou, ăsta a fost... Nu cred că v-am arătat sau poate v-am arătat, asta se întâmplă când filmez 15 zile. Am luat bețe din alea artificii sclipicioase, sparklers, pentru cumnata mea, viitoarea mea cumnată și cumnatul meu, pe care scrie Let Love Sparkle, data nunților și numele. Sunt personalizate și nu au intrat în nicio pungă, sunt prea lungi, nicio cutie n-am așa de lungă, nu vreau să le împachetez în dita mai cutia pentru... ceva așa mic și am făcut un fel de bomboană. Fac treaba asta foarte des când nu găsesc nicio altă variantă și le-am pus eticheta. Asta e spatele și atât. Am adus toate cadourile aici sus și vreau să le pun sub pom și trebuie să le pun sub pom într-un mod inteligent. Sub pom aici le voi pune pe cele lui Eric și a lui Sam pentru că cu ei ne vom vedea ultimii. În colțul ăla de acolo o să pun a mele și a lui John pentru a ne fi ușor să le deschidem, că noi suntem după ce pleacă părinții lui John de la noi și părinții vor fi așa pe stânga și pe dreapta pentru că ei sunt practic primii care vor primi cadourile. N-am apucat să vă arăt, ăsta e un print mare pe care l-am luat pentru ei doi, pentru Rick și pentru Sam, una din pozele de la ședința foto pe care le-am făcut-o în iulie. E un print pe lemn cu poza lor cu cățelușii. E foarte frumos, dar era vorbim la telefon cu mama și nu mi-am dat seama că John îl împachetează, deci nu pot să vi-l arăt. Poate îi fac o poză când îl desfac, dacă nu uit. Dar da, cam asta e logica mea pentru a ajunge și a nu trage de sub brad cadouri și alte chestii. I've got a mistletoe in my hand and the boys are lining up for my kisses. An eternity later, sunt și eu gata. E 9:15 seara și trebuie să mai și editez clipul ăsta, să apară teoretic mâine. Nu știu dacă voi avea timp. În spate sunt puse cadourile. Așa cum am spus, le-am pus pe categorii. Le-am pus să știm exact în funcție de când ne vizităm cu oamenii, să ne fie ușor să le alegem, să arate frumos chiar și când pleacă câteva de sub pom, pentru că în tine vom întâlni cu părinții lui John, după care eu cu John le vom da nouă, după care Eric cu Sam o să vină aici să și le ia și ei și așa mai departe. Deci sunt mai multe runde de dat cadouri. Eu sper că v-a ajutat clipul ăsta. Știu că a apărut puțin cam târziu. Mi-ar fi plăcut să mă organizez mai bine și să apară înainte de jumătatea lui decembrie, pentru ca lumea care a împachetat deja cadouri pentru că lumea să aibă timp înainte să împacheteze cadouri și știu că mulți probabil le-ați împachetat deja până la momentul acesta. Dacă nu, eu sper să vă folosească. Dacă le-ați împachetat, poate pentru la anul. Ideile astea merg, să știți, indiferent de aniversar, nu trebuie să fie Crăciun. Ideile și conceptele de ei se aplică și la orice alte aniversare sau la orice alt cadou pe care vreți să-l faceți cuiva drag. Întorc camera pentru o ultimă recapitulare și după aia vă las cum mă duc să fug să le editez. Nu uitați ce am spus mai devreme, toate cadourile astea sunt chestii micuțe, nimic de aici nu e iPhone, nu sunt chestii foarte scumpe, sunt chestii foarte mici, de exemplu o carte, e acolo mici de golf, ciocolată, o sticlă de ceva, nu sunt cadouri mari, nu sunt cadouri scumpe, dar pentru mine asta înseamnă parte din cadou, asta înseamnă parte din experiență și ceea ce facem de Crăciun. Asta vreau să vă reamintesc pentru că știu că a fost un an greu și nu toată lumea are încă job și nu vreau ca nimeni să se simtă prost sau să creadă că e ceva cadou de $1000 aici sau Crăciun de $1000 la noi în casă. Nu, doar sunt lucruri mici care sper să fie pe placul celor care le vor primi și sunt gândite
cu drag și cu multă intenție în spate, așa că am vrut să menționez aspectul ăsta. Însă mi-a făcut multă plăcere să le împachetez. Observați, astea ale mele au o anumită temă, am folosit doar două tipuri de hârtie de împachetat, cu ocazia să ne și ușor să le știm care când. Mi-a plăcut să folosesc felii de portocale uscate, am folosit destul de multe. Bastonașele astea, ăsta e singurul cadou care are fundiță, în rest nu am pus și îmi place mult mai mult cum arată fără fundița aia. Aia oară deja că așa era cutia, dar am folosit, vedeți voi, brăduți din ăștia, felii de portocală, candy canes, ce am mai folosit? Globuri micuțe, vedeți acolo, panglici, steluțe, truck-uri și multe crenguțe de pom. Bineînțeles, cutiile care vin la îndemână când ai mai multe chestii și nu le vrei să le împachetezi separat. Și am folosit și multă hârtie craft, mai ales pentru cadourile lui Sam, Eric și parcă pentru mama lui John am făcut destul de multe și pentru tata lui John. Sub pom e gol, nu numai aici unde le vedeți în față sunt cadouri, pentru că nu-mi place să mă bag cu mâna sub pom. Dexter mai se ascunde pe acolo, deci nu le-am pus până în spate, sunt doar aici în față. Dar cam așa e tema cadourilor în 2020. Am vrut să fie evident la fel cu cea din pom, să nu fie roșu cu albastru și când totul în casă e verde, și cred că am făcut o treabă bună să le ținem în temă, deși nu e neapărat ceva foarte important. Am vrut doar așa eu pentru estetică. Dragii mei, vă las. Eu sper că v-a plăcut încă o dată. Nu uitați că ne găsim și pe Instagram și rămâne să ne vedem data viitoare cu un video nou. V-am pupat!